Iubiții mei, suntem împreună în același loc sfânt în care Domnul a spus scoate încălțămintea din picioare, în sensul că arată adânc respect, temere de Dumnezeu, prețuire și mai ales înțelege însemnătatea a ceea ce se întâmplă chiar acum legat de cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Tată, am înțeles aceste lucruri, dar suntem neputincioși în a le împlini. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, deschide ochii minții noastre și sufletul nostru să putem pricepe cuvântul pe care ne-l trimis Tu. Fii, Doamne, binecuvântat în veci. Amin. Ultima redută a Duhului Sfânt. Dragii mei, în lume astăzi există mult zgomot cu privire la Duhul lui Dumnezeu. Se discută cine este, cum se manifestă, ce se întâmplă. În realitate, Mântuitorul nostru nu a dat niciodată o explicație asupra acestui lucru și din momentul în care nu ne-a fost dată, n-ar trebui să umblăm după ea. Dar sunt oameni neastâmpărați care umblă după acest lucru. Nimeni nu va fi judecat vreodată pentru că nu a știut esența Duhului Sfânt, n-a știut în ce formă acționează, ci fiecare dintre noi este binecuvântat sau judecat pentru felul cum răspunde la lucrarea Duhului Sfânt. Pe noi la aceasta suntem noi chemați și aceasta ar trebui să ne intereseze cel din tâi, ce face și cum lucrează Duhul Sfânt în viețile noastre. Am observat la creațiune că El se mișca pe deasupra apelor, participă direct la crearea pământului nostru, la organizarea vieții pe pământul nostru. Apoi am observat mai târziu că El luptă în inima oamenilor care erau confruntați cu perspectiva potopului. Și în Genesa, capitolul 6, versetul 3, cuvântul Domnului spune: Duhul meu nu va rămâne pururea în om, că și omul nu e decât carne păcătoasă și zilele lui, de aceea zilele lui vor fi de 120 de ani. Cum știți, am bucuria aceasta de a o lua pe fir asupra cuvintelor. Sunt în jur de 5.000 de manuscrise ale Noului Testament, cel puțin, Vechiul Testament mult mai puține, dar sunt multiple manuscrise, sunt nenumărate sute mii de traduceri ale Bibliei, ele diferă între ele în funcție de perspectiva traducătorului și prin harul lui Dumnezeu astăzi suntem binecuvântați cu ceea ce a promis Mântuitorul. Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul. Nu suntem la dispoziția manuscriselor sau a traducerilor sau a binelui sau a omului, a acțiunii omului, ci suntem la dispoziția Duhului Sfânt. Aceasta este cea mai importantă lucrare pe care o face Duhul Sfânt. Nu ne va întreba nimeni cum arată Duhul Sfânt, cum nu arată Duhul Sfânt, ci ne va întreba dacă atunci când El ne-a călăuzit în tot adevărul, ne-am lăsat călăuziți. Aceasta va fi întrebarea. În vremea lui Noe, capitolul 6, versetul 3, așa cum spuneam, El luptă în om. Am luat-o pe cuvintele acestea. Duhul lui Dumnezeu luptă în om și zilele luptei lui vor fi de 120 de ani, așa scrie Sfânta Scriptură, versetul 3. Lupta aceasta nu este diferită de cea în care suntem noi astăzi implicați de multe ori, când rezistăm binelui, nu vrem să facem ceea ce este bine și Duhul Domnului luptă cu inima noastră 3 săptămâni, cum a fost în vremea lui Daniel, sau ani din viață, luptă cu noi ca să ne convingă să facem binele. De asemenea, când suntem în perspectiva răului, suntem înclinați să facem rău, Duhul Domnului luptă cu inima noastră să nu facem lucrul acesta. Nu vom fi noi întrebați cum arată Duhul Sfânt, ci dacă atunci când a luptat cu sufletul nostru, ne-am supus chemării glasului lui blând, acestui susur blând care vorbește în conștiința noastră și căruia nu îi se poate aduce niciun fel de reproș pentru felul cum ni s-a adresat nouă și prin ce mijloace ni s-a adresat Dumnezeu. Este copleșitor de sfânt și de fin în adresarea lui către sufletele noastre. Și Mântuitorul
spune în cuvintele pe care le găsim atât în Matei, capitolul 12, în Evrei, capitolul 6, în Evrei, capitolul 10. Ne spune că acest glas al Duhului lui Dumnezeu este ultima redută pentru o ființă umană. Dacă un om întoarce spatele Duhului lui Dumnezeu, nu rămâne pentru el o altă cale de a ajunge să cunoască pe Dumnezeu, să se întoarcă de la rău sau să facă binele. Nu rămâne o altă cale, pentru că este logic. Atâta timp cât cineva respinge Duhul lui Dumnezeu, pe cine altcineva să primească sau ce altceva să primească, cui să se supună? Cineva care refuză apelul lui Dumnezeu exprimat cu atâta bunătate, cu atâta iubire față de sufletul nostru. Ce alt apel, la ce alt apel ar putea fi sensibil? De aceea Biblia spune, nu rămâne o altă cale în momentul în care cineva refuză ultimul apel pe care Duhul lui Dumnezeu îl face la inima noastră. Și într-adevăr că în lupta aceasta a Duhului lui Dumnezeu cu inima noastră, cu conștiința noastră, fie de a face binele, fie de a nu face răul, lupta aceasta a Duhului lui Dumnezeu are un hotar, nu datorită, așa cum foarte firește sau pământește a fost înțeles, să e capătul răbdării lui Dumnezeu sau s-a terminat răbdarea lui Dumnezeu. Sau... Nu, niciodată. S-a terminat pentru noi ca ființe omenești posibilitatea de a înțelege acest lucru. Ați văzut că acest lucru se petrece și biologic, în momentul în care anumiți parametri ai corpului nostru ating anumite limite, din clipa aceea doctorul spune nu mai este drum de întoarcere. El știe lucrul acesta și spune că este doar o problemă de timp. La fel este în cel duhovnicesc. Respingerea Duhului lui Dumnezeu umple sufletul omenesc cu acea toxicitate spirituală care în final îl va expune pieirii. Supunerea față de Duhul lui Dumnezeu împuternicește sufletul nostru, dă aripi vieții noastre, dă viață din morți pur și simplu. Acestei lupte suntem noi chemați să ne supunem astăzi în toată dragostea, în toată prețuirea față de Dumnezeu și să-i mulțumim întotdeauna pentru darul acesta scump și sfânt care este revărsat peste sufletele noastre și anume lupta Duhului lui Dumnezeu. Mă uit înapoi la pași din viață și îmi dau seama cât de mult a luptat Duhul lui Dumnezeu cu mine într-o anumită privință să fac un anume lucru. Și poate m-am împotrivit și am întârziat și am așteptat și am amânat, l-am amânat, pleacă, vine o mâine, mai zim încă o dată, mi-a zis la nesfârșit, astăzi îmi este greu și mi-este rușine că am făcut lucrul acesta. Duhul lui Dumnezeu nu trebuie amânat nicio clipă, niciunui om nu trebuie să-i spui de la ușa ta, spune cartea Proverbelor, du-te acasă și vină o mâine înapoi, că poate mâine te împrumut sau unui om nu-i trebuie spus așa ceva. Cu cât mai puțin lui Dumnezeu. Astfel că în momentul când simțim adierea Duhului Dumnezeu, trebuie să consultăm părerea noastră sau plăcerea noastră de a ne supune sau nu. Nu-mi place ce zice omul ăsta, spunea regele Ahab, nu-mi place, e pe plăcute. Nu era vorba de plăcut sau neplăcut, era vorba de adevărat sau neadevărat. Indiferent. Și dacă simțim plăcere sau neplăcere în ființa noastră, aceasta nu are chiar nicio importanță față de lucrul acesta. Ceea ce are importanță este să ne deschidem sufletul față de Dumnezeu și să-i mărturisim plăcerea sau neplăcerea noastră față de apelul lui. Să-i spunem, Doamne, mi-este clar pentru ce, la ce mă chem Tu. Mi-este clar. Îmi este clar lucru care Tu îmi spui să nu-l fac. Îmi este clar lucrul acesta, dar văd în mine altă lege, văd tendința aceasta, ajută-mă să nu cad niciodată sub puterea acestei alte legi a răului și a păcatului și a morții care este în mine, ci ajută-mă să cad sub legea lui Hristos care a spus, vin să fac voia ta, Dumnezeule, legea ta este în fundul inimii mele. Plăcerea lui va fi teama de Domnul, adică ascultarea, viața, umblarea cu Dumnezeu, plăcerea lui va fi. Și cum spune Scriptura, ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Lucrul acesta nu se poate și nu trebuie căutat în firea noastră, pentru că nu este acolo. El trebuie căutat la Dumnezeu și Dumnezeu îl va da cu mână largă și fără mustrare oricăruia dintre noi care într-adevăr dorim lucrul acesta.
Așadar, ori de câte ori simțim adierea Duhului lui Dumnezeu, ori de câte ori suntem confruntați cu privire la înclinația spre rău din inima noastră, ori de câte ori suntem mustrați cu privire la o vorbă care am spus-o sau la o faptă pe care am făcut-o și care simțim că nu trebuia făcută și, cum spunea David, îmi arde sufletul mine pentru ceea ce s-a întâmplat, nu trebuia să se întâmple, m-am chinuit, spune el, până în clipa în care am venit la tine și ți-am spus, zice, atunci tu ai dezlegat sufletul meu, tu ai iertat vina păcatului meu. Aceasta este lucrarea Duhului lui Dumnezeu în viața noastră și aceasta este calea pe care suntem noi chemați să mergem în legăturile noastre și în răspunsul nostru cu privire la Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu nu va veni în așa fel ca să izbească privirile prin niște lucrări fantastice, prin niște minuni sau semne sau cutremure sau... Nu. Duhul lui Dumnezeu este acela descris în viziunea aceasta sfântă sub genericul acesta, un susur blând. Conștiința ta aude lucrul acesta. Sigur, Dumnezeu folosește mijloace adecvate funcție de situația în care este un om. Dar noi suntem oamenii aceia care trebuie să discernem susurul Duhului Sfânt. De mult trebuia să fiți învățători, spune Biblia, să predați altor oameni, cu atât mai mult să înțelegeți lucrul acesta. Nicodem spunea, eu nu înțeleg cum se poate întâmpla așa ceva. Nu e vorba să înțelegi, e vorba să asculți. Ascultă. Trebuie să te naști din nou. Așa i-a spus Domnul, aceasta este calea pe care un om va vedea împărăția lui Dumnezeu. Altă cale nu există? Păi dacă există altă cale, ți-ar fi spus Dumnezeu. Această cale nu corespunde minții mele, înțelegerii mele, rămâi cu mintea ta în cazul acesta. Dumnezeul tău nu e cel din ceruri sau cel care și-a dat viața pentru noi, ci este mintea ta. Lucrul acesta este o bifurcație în viață și mă voi închina fie la gândirea și înțelegerea mea sau voi decide eu ce e bine și ce e rău sau mă voi întoarce spre glasul blând al Duhului Dumnezeu care luptă în inima mea să mă convingă pentru bine și să prevină răul asupra căruia suntem înclinați. Aceasta este lucrarea la care suntem noi chemați. Vom merge în a doua regi, capitolul 5, versetul 15, în acea binecunoscută istoria lui Naaman, care însă continuă să ofere comori tuturor celor care se apropie după 10 de ani de citirea Bibliei și tuturor celor care se apropie de cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă deschisă, Duhul Sfânt îi călăuzește în tot adevărul. Lucrul acesta este un dar și un har, nu dat unei clase de inițiați, ci este dat oricărui om venind în lume. Așa spune Evanghelia după Ioan. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Așadar, să mergem în versetul 15, în care vedem care a fost rezultatul lucrării lui Elisei cu Naaman. Rezultatul nu a fost curățirea lui de lepră. Acum mergem la spital undeva să facem un tratament și scăpăm de o boală. Nu acesta este rezultatul. Rezultatul este cel spus aici în versetul 15. Naaman spune așa, iată cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Acesta e adevăratul Dumnezeu. Aceasta e declarația lui. Siria lui era plină de zei și Dumnezei. Dar el spune, acesta este rezultatul lucrării pe care am... Nu pomenește nimic cu privire la lepra lui, nici măcar nu amintește întreagă lucrul acesta. Biblia spune, s-a ridicat a șapte oară curat și acolo se încheie raportul legat de lepra lui ca să înceapă raportul adevăratei lucrări a Duhului Sfânt. Pe calea aceasta, Duhul Sfânt vrea să-l vindece de lepra necredinței în Dumnezeu, de lepra ignoranței față de Dumnezeu, a mândriei lui care se ridică mai presus de Dumnezeu și ați văzut că s-a luptat la început cu lucrul acesta. Și Duhul Sfânt a biruit de plin în această inimă de om care vine și declară credința lui în Dumnezeu, declară unicitatea lui Dumnezeu, realitatea, adevărul despre Dumnezeu. Cunosc acum că nu e Dumnezeu pe tot pământul. Și partea a doua,
Primește, rogu-te, un dar din partea mea legat de lucrul acesta. A spus Elisei, de cunoștința de Dumnezeu, să-mi dai mie un dar pentru că ai cunoscut pe Dumnezeu prin mine? Sau... Asta nu se poate plăti în primul rând și nici nu trebuie primit niciodată un astfel de dar. Dacă ți-am zugrăvit casa sau ți-am săpat în grădină, dar cât privește cunoștința de Dumnezeu ca să plătim așa ceva, asta se întâmplă la idol, la zei, la religiile lumii, dar în umblarea cu Dumnezeu, departe de mine așa ceva. Rog, te rog frumos, insistă el. Elisei îi răspunde, viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Nu se poate plăti cu aur și cu argint cunoștința de Dumnezeu. Niciodată lucrul acesta. De aceea Elisei vrea să fie foarte clar lucrul acesta, că Dumnezeu nu este asemenea idolilor cărora le erau date, de fapt preoților de la idolilor și zeilor le erau date daruri pentru un anume lucru, cum se întâmplă de fapt și în vremea noastră astăzi. Sunt oameni angajați în această numită prosperitate, ei prosperă material, dar sărăcesc spiritual groaznic, depun un anume fond de bani într-un proiect, în ceva, cu așteptări să-i dea Dumnezeu de 15 ori înapoi, sau mi-a spus cineva o istorie din aceasta grotescă, în care cineva blama, acuza îngerii leneși care nu-i dau banii lui cât a spus că trebuie să le primească înapoi pentru lucrul acesta. Să uităm, e prea frumos ce avem, să uităm acest capitol. Elisei spune, nu există niciun amestec între salariu sau dar sau ceva și cunoștința de Dumnezeu, nu cu aur și cu argint. Se poate răsplăti așa ceva, ci cu iubire față de Dumnezeu, pentru iubirea Lui, și cu credință și cu credincioșie, cu ascultare de Dumnezeu. Elisei rămâne statornic în fața stăruinței lui. Atunci Naaman spune, uite, nu vreau doar o simplă mărturisire de credință, ci vreau să trec la fapte. Sunt atâția oameni care au declarat, acesta e adevărul, acesta e adevărul de la Dumnezeu, și a rămas atât. Și au plecat. Naaman nu vrea să dea o mărturie de credință, ci trece la fapte. Ați observat bine că în Scripturi nu găsim doar mărturia apostolilor sau predicile apostolilor, ci găsim și faptele apostolilor. O carte care arată că niciodată credința fără fapte nu reprezintă nimic înaintea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, Iacov spune, este moartă. Dacă Naaman rămânea doar la mărturisirea, Dumnezeu e adevăratul Dumnezeu, acesta e adevărul, l-am înțeles. Dacă rămânea doar la atât, nu l-a ajutat cu nimic. Acum el spune, zice, nu voi mai aduce niciodată jertfă. Aduceți trupul vostru ca o jertfă vie. Niciodată nu voi mai aduce vreo jertfă altui Dumnezeu. Adică sunt zei și Dumnezei în lumea aceasta, materialismul sau elitismul sau de un fel sau altul la care se închină oamenii, niciunui zeu afară doar de Dumnezeu. A trecut la fapte, vreau să iau pământ de aici, vreau să construiesc un altar, vreau să trec la fapte pentru lucrul acesta. Se consultă de asemenea cu omul lui Dumnezeu cu privire la situația lui, ce fac pentru că sunt implicat în închinarea regelui. Eu nu cred în acest Rimon niciodată, asta nu există, este o statuie moartă, nu-i nimic acolo, dar sunt implicat în așa ceva. N-ai nicio teamă, i-a spus Elisei, din momentul când te-ai predat pe tine însuți lui Dumnezeu, niciun păr din cap nu se mișcă fără cunoștința lui și tot ce se întâmplă este în planul lui Dumnezeu. Acum, în timp ce Naaman venea la credință, cineva cădea de la credință, lângă el acolo, chiar în timpul acela. În timp ce el dădea mărturia lui de credință, mărturisesc că nu există un alt Dumnezeu, altcineva lângă el acolo zicea în inima lui, zicea în sine, ah, cât, cum aș mai pune eu mâna pe argintul ăsta și pe banii ăștia sau pe contul ăsta, pe dolari ăștia, pe euro, pe casa asta sau pe proprietatea aceasta, cum aș mai pune eu mâna? Gehazi este omul acesta. Gehazi cădea de la credință în timp ce Naaman venea la credință. Naaman
mergea pe calea ascultării de Dumnezeu, Gehazi se întorcea împotriva lui Dumnezeu în neascultare de Dumnezeu. Lepra părăsea pe Naaman pentru totdeauna, lepra necredinței lui în Dumnezeu și a mândriei lui, și lepra aceasta, și Gehazi se încărca cu această lepră. Acolo se producea transferul acesta groaznic, chiar în locul acela. Este cutremurător ca un om să nu asculte glasul Duhului Dumnezeu, să nu ia seama la mustrarea cugetului, să nu ia seama la iluminarea cugetului. Dumnezeu te face atent, știi ce face, îți dai seama bine ce se întâmplă acolo. Și cu toate acestea, omul alege să meargă împotriva luminii. Lucrul acesta face ca Duhului Dumnezeu să continue lupta până la ultima redută. Aleargă imediat după Naaman, îl ajunge din urmă, voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Când a ajuns acolo și când generalul l-a văzut alergând, se dă repede jos din car, generalul nu se dădea jos din car, slujitorul era, da, el deja e slujitorul lui Dumnezeu, acum este frate cu cei ce vin, voi toți sunteți frați, asta a învățat de la Dumnezeu în prima clipă. Aleargă în fața lui imediat și pune această întrebare. Este ultima redută a Duhului Sfânt. Este bine totul? Și Gehazi are acest moment despre care vorbea Viktor Frankl. Între impuls sau între informație și decizie. Are această, e o clipă, este o clipită din ochi. Dar este suficient ca un om să aleagă ce va răspunde. E bine totul? Nu era bine nimic. Absolut nimic. Și salvarea ar fi venit dacă omul acesta se oprea și ar fi spus, nu e bine nimic. E bine totul? Nu e bine nimic. Adică ce înseamnă nu e bine nimic? Iartă-mă, mă opresc aici, mă întorc înapoi, mă duc și mărturisesc păcatul, nu mai merg un pas mai departe. Iubiții mei, acesta ar fi fost idealul și ar fi idealul din partea noastră. Numai că uneori acționăm sau mergem în direcția rea până acolo încât răul devine irezistibil. Nietzsche spunea, dacă te uiți în abis și abisul se uită în tine și te atrage, cumva șarpele se uită în ochii broaștei și broasca ajunge de merge singură către el. E bine totul? În loc să spună nu e bine nimic, el răspunde, totul este bine. Da, nu era nimic bine. Știu că poți să zici orice și el poate să zică orice, adevărul rămâne adevăr. Totul este bine, nu era bine nimic. Stăpânul meu mă trimite să spun, stăpânul tău? Da, cine este stăpânul tău? Păi dacă vrei, oprește-te și spune, voi aveți de tată pe diavolul. Nu Dumnezeu m-a trimis aici, nici profetul lui Dumnezeu nu m-a trimis aici, diavolul m-a trimis aici în colaborare cu lăcomia mea, cu răutatea mea. Stăpânul meu m-a trimis aici. Fiecare cuvânt taie literalmente și îl pune pe omul acesta. Duhul lui Dumnezeu se ține la el, la fiecare înaintare pe drumul acesta, fiindcă știe unde duce și așa luptă și cu noi. Stăpânul meu m-a trimite să-ți spun. Iată că au venit la mine doi tineri din muntele Efraim. E o minciună. Dintre fiii prorocilor, dăm pentru ei altă minciună, te rog, un talan de argint, două haine de schimb, este o minciună. Absolut fără discuție. Tatăl minciunii este, când te întreabă stăpânul meu, m-a trimis, cine, care este stăpânul? Tatăl minciunii, el de la început este mincinos și este ucigaș, el ucide prin minciună. Este o armă groaznică lucrul acesta și câtă lume, popoare, țări cad ucise prin minciună. De la început el a fost ucigaș și mincinos și tatăl minciunii. Ori de câte ori vorbește, spune o astfel de minciună. Naaman este un om liber de cele materiale. Nu mai s-a terminat cu lăcomia, cu zgârcenia, cu mândria, ci este născut din nou. Fă-mi plăcerea, versetul 23, și ia doi talanți, frate. Sunt liber de materialul acesta la care m-am închinat o viață. Și ia doi talanți. Dacă îți cere cineva haina, dă-i și cam așa. Ia doi talanți. I-a legat în doi saci și i-a dat oamenii, a ajuns înapoi la locul potrivit, Gehazi, după care se duce, a pus bine tot ce trebuie sub pat, acolo vine, merge la Elisei, de unde vii, Gehazi?
Este ultima redută a Duhului Sfânt în care luptă ca omul ăsta să nu cadă în nenorocirea în care a căzut. E ultima redută, se luptă, nu mai face încă un pas, că următorul pas este în prăpastia aceasta cumplită. Robul tău nu s-a dus nicăieri. Ba da! Păi spune Elisei în versetul 26, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Am fost prezent prin Duhul Sfânt acolo. Mi-a fost dat în viziune lucrul ăsta. Am văzut, am trăit ce s-a întâmplat, ca și cum aș fi fost la fața locului. Am fost acolo când a lăsat carul și a venit înaintea ta. Cum adică n-ai fost nicăieri? Este vremea acum de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe. E vremea acum când e vorba de credința în Dumnezeu a unui om ca acesta. Este cazul să dăm impresia că vindem credința în Dumnezeu pe bani? Este cazul să dăm impresia că Dumnezeu e același ca și zeii și ca și idolii aceștia? Dacă mergem pe drumul ăsta, omul ăsta o să întrebe, care e diferența? Nu este niciun fel de diferență. Și versetul 27 este lucru pentru care lupta din răsputeri Naaman să nu se Duhul Sfânt să nu se întâmple. Dar Gehazi a făcut și acest ultim pas. Lepra lui Naaman se va alipi de tine. Nu te bleastemă cineva, e urmarea a ceea ce ai ales tu. Consecința, se va lipi de tine și de sămânța ta. Toți oamenii materialiști ca tine, lacom, mincinoși, care în numele lui Dumnezeu se încarcă cu lucruri de felul acesta, toți vor fi bolnavi de lepra aceasta de care omul ăsta a scăpat, dar care vine peste acela care merge pe drumul acesta. Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada. Iubiții mei, nu e nimeni dintre noi care n-a fost expus într-un fel sau altul leprei de felul acesta, într-o situație sau alta. Întrebarea este, ce vom face atunci când glasul Duhului Dumnezeu se va adresa conștiinței noastre? Atunci când acest susur blând ne va îndemna să facem ce este bine și ne va reține să facem ceea ce este rău? Indiferent care este drumul pe care am mers, astăzi ne găsim la cea mai însemnată răscruce a vieții noastre. Suntem confruntați cu vindecătorul de lepră. El de aceea a venit pe pământ să vindece pe cel care este bolnav de lepra lăcomiei, materialismului, a minciunii, a necredinței în Dumnezeu. Aceasta este ocazia de aur a vieții și ființei noastre. De aceea cuvântul lui Dumnezeu invită fiecare suflet în parte. Vino la mine, așa cum ești. De vor fi păcatele, cum este lepra? Dacă nu mai e nimic sănătos din creștet până în tălpi, vino la mine. Se vor face albe ca zăpada. Veniți să ne judecăm. La aceasta să ne ajute bunul Dumnezeu și nimeni dintre noi să nu respingă vreodată oferta și darul pe care Tatăl nostru Ceresc ni l-a adresat, ni l-a făcut în Domnul nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim din suflet, Doamne, și te rugăm să ne ajuți ca niciodată să nu ne împotrivim Duhului Tău Sfânt când glasul Lui ne va chema sau când El ne va opri să mergem pe un drum. Fă ca urechea noastră să-ți audă glasul și să-l asculte. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.